A stat la masă cu nenumărați președinți de state și premieri. Poate fi considerat unul dintre cei mai abili diplomați pe care țara asta i-a avut. Acum este doar un condamnat. Bine v-am regăsit! Sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A fost unul dintre cei mai titrați sportivi ai României, a adus nenumărate medalii acestei țări. A intrat în istoria boxului fiind cel care a acordat primul knockout în boxul amator. Rudel Obreja este fostul președinte al Federației Române de Box. Acum se află în închisoare pentru 5 ani. Strigă cât poate de tare că este victima unui joc politic. Pe bărbatul din aceste imagini îl cunoaște o țară întreagă. A reprezentat România în lume de nenumărate ori. Datorită lui, numele acestei țări a fost rostit cu respect. El este românul care a reușit primul knockout din istoria boxului amator cu cască. Este românul care a făcut parte din Federația Mondială a Boxului. Numele lui este Rudel Obreja și este fostul președinte al Federației Române de Box. De-a lungul carierei sale a jucat 230 de meciuri, din care a câștigat 215. A fost de 7 ori campion național, iar în 1989 a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale de la Moscova. Are 53 de ani și viața l-a dus în rândul condamnaților. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Aș spune prietenoasă, chiar dacă e paradoxal. N-a fost pentru prima dată, însă pentru că eu am mai avut această experiență câteva rânduri în urmă. Am mai vizitat în calitate de locatar această instituție, penitenciarul Rahova. Lucrurile au decurs normal, firesc. De altfel, eu imediat cum am aflat sentința, aveam deja bagajele pregătite pentru că mă așteptam la această înscenare și m-am prezentat la poliție, după care am fost adus aici. Ce să spun, nu-i plăcut. Dar e un moment de viață, e o perioadă prin care trebuie să trecem. Dacă așa au hotărât mai mari noștri, nu? Trebuie să ne supunem. Am spus și poate că nu s-a înțeles exact, nu e o controversă în ceea ce spun. Nu recunosc această sentință în sensul, spun că ea este o nemernicie, însă mă supun legilor statului. Dacă așa trebuie să fie, așa facem. Până la momentul la care vom reuși, împreună cu avocații mei, să demonstrăm care este adevărul, mă supun regulilor. Ți-ai imaginat vreo secundă când a început toată această poveste cu mita, cu dosarul, cu Gala Bute, că vei ajunge aici? La început, pentru mine era o nebuloasă. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă, nu aveam noțiunile astea foarte clare. Am fost cercetat vreo 3 ani de zile pentru fraudă la fonduri europene, 4 acuzații și alte 3 legate de organizarea galei. Și nu mi era clar cum pot eu să fiu cercetat pentru fraudă la fonduri europene în condițiile în care eu nu eram solicitant de fonduri. Eu eram un simplu prestator și doamna procuror avea pe masă contractul. Și spuneam, doamne, eu sunt un simplu prestator, nu pot să fiu acuzat de fraudă la fonduri europene. Acel dosar a fost după 3 ani de zile închis, după ce am fost purtat la DNA 30-40 de ori și toate televiziunile m-au prezentat ca fiind hoțul principal al țării astea. A fost închis acel dosar, da? A coincis cu venirea doamnei Chioveși la conducerea DNA, după care au orchestrat un alt dosar. Aș spune că cel în urma căruia mă aflu aici, dar și asta e puțin impropriu, pentru că și acel dosar a suferit multe modificări. El a plecat într-un fel la început, după care au fost schimbate încadrările, infracțiunile și toate cele. Și am ajuns aici. Ca să răspund la întrebare, nu m-am așteptat nicio secundă. Cea mai mare perioadă de timp nu m-am așteptat, pentru că știam că nu are de ce să se întâmple asta. Dosarul în care a fost cercetat Rudel Obreja este cel intitulat Gala Bute. După cum l-ați auzit,
spune că sentința primită este o mârșăvie. A fost cercetat împreună cu Elena Udrea. Povestește cu pertinență despre procesele prin care a trecut. Când a început procesul la Înalta Curte, când am văzut modul în care se duce el la fond și faptul că ni se resping probe, faptul că nu ne sunt admise cererile, atunci am înțeles că suntem pe culoare. Mai ales că începuseră deja discuțiile în spațiu public legate de protocoale, legate de toate aceste aranjamente subterane care au fost și încă sunt în ceea ce se pretinde a fi justiție în țara asta. Și în momentul ăla eu am înțeles că suntem, repet, pe un făgaș așa bine construit și m-am luptat până la capăt, am încercat din toate puterile mele să demonstrez că de fapt lucrurile nu stau așa, în ciuda a ceea ce unul dintre principiile fundamentale ale dreptului spun, și anume că nu trebuie să-ți dovedești tu nevinovăția, ci ea trebuie dovedită de acuzare dincolo de orice bănuială. Și la noi, la mine cel puțin, eu mă refer doar la mine, lucrurile sunt mai mult decât dubioase în tot ce s-a întâmplat. Ai amintit de niște protocoale subterane. Ce aranjament subteran te-a adus pe tine la închisoare? Încă de când am fost arestat în 2015, în 4 februarie, dacă nu greșesc, 2015, am spus atunci, pentru că a fost o înșenare încă de atunci. Ne-au dus la Înalta Curte fără să fie... Înalta Curte nu era competentă pentru ce i-a arestat la acel moment. A fost o mică defalcare, probabil, în aceste înșenări ale lor. Trebuia arestată și Elena Udrea, dar nu se întâmplase încă lucrul ăsta în momentul respectiv și când am ajuns la Înalta Curte, după o noapte de dormit la Beciu Domnesc, Înalta Curte și-a ridicat de la sine competența, problema competenței cu noi, care eram demnitar, nu eram nimic. Și evident că a constatat că nu e de competența Înaltei Curți să ne judece. Și atunci ne-a pus liber. Și la ieșirea de la arestul central, eu am spus foarte clar atunci, am vorbit pentru prima dată de un sistem, pentru că nu se știau atunci protocoale și toate lucrurile astea, dar eu înțelegeam că e o făcătură, o înșenare, pentru că știam foarte clar că nu e nimic din toate astea, da? Ca să răspund iarăși, trebuie să spun că toată această poveste a fost pentru a o agăța pe Elena Udrea. Așa după cum se vede, nu-i treaba mea să o apăr pe ea, că nu avem niciun fel de prietenie, intimitate sau așa ceva. A fost singurul loc unde ar fi putut să o agațe cu ceva. Și ei au mizat pe faptul că vor scoate de la mine cine știe ce lucruri. Și a fost o încercare disperată. M-au ținut 3 luni arestat preventiv. M-au ținut încă vreo 3 luni arestat la domiciliu. Mi-au venit din 4 locuri diferite să o dau pe Elena Udrea ca să scap. Am spus lucrul ăsta, l-am spus instanțelor. Acum o fi verificabil. Asta este adevărul însă. Și eu am spus, n-am cu ce să o dau. Și dacă aș avea cu ce să o dau, n-aș dau. Am spus asta, nu e felul meu de a fi. Ce ți-au cerut concret? Să o dau pe Elena Udrea, să spun despre ea și sunt liber. Fostul campion a trecut printr-o serie de procese controversate. Povestește că s-a luptat cu morile de vânt. Nu i-au fost admise o serie de probe și de expertize concludente. A avut tot timpul senzația unei comenzi politice. Odată intrat în malaxorul justiției române, i-a fost imposibil să arate adevărul. Au spus lucrurile astea, sincer vă spun, am spus în instanță, la Înalta Curte, lucrurile astea. Deci ea a fost ținta în toată povestea asta, pentru că, sincer, nu e nimic din tot ceea ce s-a povestit aici. Tot ceea pentru ce am fost condamnați, eu cel puțin, nu e nimic. Gândiți-vă că Elena Udrea este condamnată în condițiile în care ea n-a semnat niciun act. Ea n-a semnat niciun act. Nici măcar contractul dintre societatea mea și minister nu e semnat de ea. E semnat de alte 8 departamente. Ea a avut delegare de competență, de semnătură. A semnat secretarul general, da? Deci în total 8 semnături într-o parte la minister și o semnătură în partea cealaltă, semnătura mea. Ea este condamnată pentru abuz în serviciu, că i-a abuzat pe
pe ăștia 8 funcționari și i-a determinat să semneze un contract cu mine. Eu am spus, domnule, ok, dar ce e penal în acest contract? Nu e nimic penal în acest contract, pentru că el n-a fost supus acuzării nicio secundă în proces, pe contractul în sine. Nu a existat nicio fraudă acolo, nu a existat absolut nimic. Bun, dar atunci ce e penal în povestea asta? Păi e penal faptul că ea i-a determinat pe oamenii aia să semneze acest contract. Bun, și dacă oamenii au semnat acest contract care e perfect legal, care e infracțiunea? Abuzul în serviciu, că i-a determinat. Adică, încă o dată, n-am nevoie și nu vreau să vorbim de Udrea, că nu-i treaba mea, e cu viața ei, e unde e, n-am treabă. Dar asta este realitatea. Ea a trebuit să fie agățată în acest dosar și să fie... Pentru că sunt luptele lor. Ea nu e, cum să spun, nu vreau să o scot, nu știu, măicuța sau așa. Da? Sunt luptele lor la nivel mare și s-au luptat, au fost niște sisteme create de oameni ăștia care au încercat și încearcă și astăzi să le acapareze, să și le subordoneze și să le folosească. Din cauza asta sunt o grămadă de oameni la pușcărie. Pentru că oamenii ăștia asta fac și au construit niște sisteme și îi bagă pe cei incomozi, îi aruncă în pușcării. Și de aici, iată, mai putem vorbi așa, când și când unul când poate vorbi. Tu de ce ai fost incomod? Nu eu, n-am fost nicio secundă țintă eu și nu cred că sunt țintă eu. Am devenit la un moment dat probabil indezirabil pentru că n-am acceptat să colaborez. Gândește-te că în dosarul nostru, spre exemplu, este un secretar general al Ministerului cu rang de secretar de stat, da? Și un consilier al Ministerului care recunosc, spun ei în proces, că au traficat niște sute de mii de euro luate de la un mituitor. Au luat banii, i-l-a dat altuia, ăla i-a dat banii înapoi și i-a spus du-i mituitorul înapoi că ăla-i de la SRI și ne leagă și nu știu ce. Sunt chestii povestite de ei. Oamenii ăia sunt acasă. Au luat cu suspendare. Da? Mie mi-au dat 5 ani de pușcărie cu executare pentru o evaziune fiscală, o minciună de fapt, da? Pot să și povestesc dacă e cazul, așa? În condițiile în care, iată, aici este un băiat pe care l-am cunoscut aici, aș putea să spun și cine e, că e fiul unui cunoscut om care umblă prin studiourile de televiziune, dar n-are importanță numele lui. E condamnat 3 ani și jumătate de închisoare pentru o evaziune fiscală de 1.200.000 de euro, în care a fost și expertizată chestiunea, da? Și 3 ani și jumătate. Eu pentru o fraudă închipuită de 175.000 de euro am primit 5 ani de închisoare cu executare, da? În condițiile în care mi s-a respins expertiza neutră pe care am cerut-o instanței și la fond și la apel. Dom'le, dacă am furat, haideți să ne spună un auditor independent. Cine a făcut documentele și în baza cărora sunt eu condamnat? ANAF, care este parte în dosar împotriva mea, da? A făcut notă de control sau o chestie de genul ăsta, iar expertul DNA a făcut raport tehnico-științific în baza acestei note și pe baza acestor documente eu am fost condamnat 5 ani de zile. Cotera demonstrandum. Fostul campion de box și-a reprezentat țara cu mândrie ori de câte ori a fost nevoie. Spune cu amărăciune că a făcut multe pentru această Românie și pentru României. Nu-i place să se laude și nici să se vaite. Și a acceptat condamnarea cu demnitate. Este convins că la un moment dat va reuși să demonstreze că este o victimă. Spuneai că la început că nu ți-au admis niciun fel de probe în apărarea ta. Despre ce probe e vorba? Păi, de exemplu, este vorba despre un cetățean moldovean pe care nu l-a audiat nimeni niciodată, cu care eu am făcut evaziune fiscală, după spusele acuzării. Dar aș vrea să spun un lucru elementar și fundamental în toată povestea asta. Toată lupta mea, cel puțin, pentru că am spus că o să mă refer la mine, dar e valabil pentru majoritatea oamenilor. Lupta se duce cu instanțele de judecată, nu cu acuzarea. Noi ne luptăm cu instanțele de judecată. Noi nu avem în față judecători. Pentru că oamenii ăștia îți resping lucruri. Oamenii ăștia nu vor să afle. Vorbesc mai ales de cei pe culoare, acolo unde trebuie să te execute, te execută. Și îți resping lucruri. Da, te duci în fața judecătorului cu tot sufletul și îl pui pe masă și spui, eu am spus chestia asta și poate facem o paralelă la un moment dat. M-a judecat la un moment dat Gianina Terceanu, care e în pușcărie 7 ani. Și am spus așa, doamna președinte, aveți grijă, deasupra dumneavoastră mai e doar Dumnezeu, dar El există.
nu vă bate joc de copiii mei și de mine. Pentru că zic, e Dumnezeu sus. Și a ajuns, era să moară și acum e 7 ani în pușcărie. Același lucru l-am spus și la înalta curte. Da? Și eu cred în Dumnezeu cu toată ființa mea. Deci, disputa noastră este a fost în permanență cu instanța de judecată. Păi gândește-te că, cum am spus, am cerut expertiză într-o infracțiune economică. Este fundamental să ai documentul principal care îți arată dacă lucrurile au fost sau nu au fost așa din punct de vedere economic. Am cerut o expertiză independentă, nu făcută de vreun expert pe care eu să-l aduc. Am cerut să fie audiat acest cetățean moldovean despre care se pretinde, pe care nu l-am văzut în viața mea, cu care am și făcut eu o evaziune fiscală. Ce credeți că s-a întâmplat? A fost audiat fiul lui, care la DNA a spus că știe de la tatăl lui că eu am făcut afaceri cu el, după care a venit în instanță la fond și a spus, l-au întrebat de 3 ori, l-a întrebat instanța dacă mă cunoaște pe mine. Și a spus că nu. Doar de la televizor, că sunt persoană publică. Și a spus, da, la DNA ați declarat că știți de la tatăl dumneavoastră că făcea afaceri cu domnul Obreja. Și el a spus, nu-mi explic cum am putut să spun așa ceva la DNA. Eu atunci din sală am spus, e clar că a fost presionat ca să facă asta. Și a fost întrebat de instanță, dar în sfârșit, el a spus că nu, băiat. În sfârșit. Și s-a cerut adresa tatălui lui, care e plecat la Chișinău. Eu povestesc din dosar. Și m-a spus că nu cunoaște adresa tatălui lui, nu știe unde stă, ca să poată fi citat. Și atunci a dat un număr de telefon. Înțeleg că în Moldova lucrurile sunt un pic altfel, cu telefoanele, cu WhatsApp-urile, cu nu știu exact care e situația acolo. Și l-a sunat instanța pe tatăl lui, pe Iurie Ceban îl cheamă, din dosar, așa, iar acel om a spus, nu pot să vin acum în România, că să-l aducă instanța, l-a sunat să vină să dea declarație. Și el a spus, nu pot, acum o să vă sun eu când pot să vin. Am cerut comisie rogatorie. E fundamental, nu bagi un om la pușcărie doar pentru că vine cineva și spune că mi-a făcut cunoștință cu nu știu cine, un martor mincinos. Da? Au fost oameni care au știut cum s-au petrecut lucrurile din punct de vedere economic organizării acestei publicități la alte gale decât Gala Bute. Trebuie să știți un lucru elementar. Eu nu sunt condamnat pentru Gala Bute. Da? Tot ce s-a spus la televizor este o minciună. Singurul om care a fost cercetat cu adevărat pentru fapte legate de Gala Bute este fostul ministru Ion Ariton, care a fost achitat și la fond și la record, și la apel. Da? Asta este adevărul. Eu n-am nicio acuzație legată strict de Gala Campion pentru România s-a numit de fapt. Cum să-ți demonstrez nevinovăția că s-a împământenit această sintagmă în țara asta? Să-ți demonstrezi tu nevinovăția. Am mai spus mai devreme și repet, nu trebuie să-ți dovedești tu, ci instanța trebuie să constate că ești vinovat dincolo de orice bănuială. Dacă lucrurile sunt pe făgaș, n-ai șanse. Nu a făcut niciodată politică, dar este un fin analist. A stat la masă cu nenumărați președinți de state și premieri. După tot acest proces, poți să spui cu certitudine că, mă rog, condamnarea ta este efectul unei lupte politice sau pur și simplu s-a dorit, haide să băgăm niște miniștri și niște persoane publice la închisoare să arătăm că noi luptăm împotriva corupției? Aici o întreagă discuție și e bine că am posibilitatea să spun punctul meu de vedere. Eu cred așa, această construcție vine de afară. Nu cred că cineva avea forța necesară să-l bage la pușcărie pe Adrian Năstase, pe Hrebenciuc, pe Videanu, pe toți marii grei acestei societăți care conduceau tot ceea ce însemna economia românească, ani de zile după Revoluție, da? Nu cred că avea cineva, Chioveși, să aibă ea singură forță. Ok, băga unul, băga doi, dar nu pe toți. Da? Deci asta este o chestie de afară venită și este făcută cu mecanisme de afară ca să acapareze această țară și să o jegmănească, pentru că asta se întâmplă de fapt. Ce s-a întâmplat? Eu am o figură de stil când vorbesc despre asta și spun așa, imaginați-vă că suntem la Piața Obor și sunt tarabele cu roșii, cu ceapă și cu... Da?
o tarabă cu ceapă, îl scoate pe ăla care vinde ceapă, pe Năstase, spre exemplu. L-au scos din scenă. Da? Taraba aia nu rămâne goală, vine altcineva. Și au venit ăștia de afară, CEO-ul ăștia de pe la toate companiile multinaționale, pe care lumea nu mai cunoaște. I-a scos pe toți. Mai avem lideri politici în țara asta, în momentul de față? Sunt râs oamenii ăștia, din punctul meu de vedere. Asta s-a întâmplat. Da? Sunt niște lupte politice, dar care deja trec de granițele țării. Deja trec dincolo de granițele țării. Și interesele sunt mult prea mari pentru țara asta, pe această țară. Și au distrus elitele politice care, ok, aveau tarele lor, aveau vina lor, dar măcar erau români. Astăzi, de multă vreme, de fapt, politica nu se mai face în România. Politica se face afară. Și oamenii care știu, ca să zic așa, da? Deci ceea ce spun eu pentru inițiați, lucrurile astea sunt deja banale. Când te referi afară, te referi la un război în interiorul Europei sau dincolo de Europa? Globalismul înseamnă acapararea mecanismelor prin intermediul cărora o cupola, pentru că asta este, conduce lumea. Da? Gândiți-vă așa, în momentul în care apăsăm întrerupătorul, plătim de 7-8-10 ori costurile la italieni, la Enel, în Italia, da? Cu toate că nu vine de la Roma curentul, ci tot de la noi din România, cu hidrocentrale construite cu munca acestui popor. Când dăm drumul la robinet, plătim apa în Franța, cu toate că ea nu vine din Sena, ci de la noi din Dâmbovița, da? Ca să facem o paralelă. În momentul în care băgăm la pompă, așa, plătim la nivel european, poate chiar mai mult, toate taxele, că sunt de vreo trei ori prețul, de fapt, de cost resus taxe, da? Și plătim la interesele de la Viena, care sunt mult mai complexe, și rușii sunt acolo, și nemții sunt în toată povestea asta, da? Și când ne pleacă lemnul din țară, președintele nostru se face că nu vede. Și pleacă trenuri și camioane de ani buni. Și toate celelalte. La Sidex nu se mai întâmplă nimic. Nu știu ce taxe mai plătește Sidex în țara asta. Sunt 2800 de uzine și fabrici în țara asta care au fost puse pe butuci. O să, dacă avem vreme, o să spun repede o situație. În anul 2000, cred, când încă Iancu Nicolae, celebra așa stradă, era goală, era cu câmpuri acolo, am fost la o mostră, era o casă mostră, vândută de o firmă norvegiană. Și am cerut să vedem și o altă variantă, dacă au, și avea undeva în altă parte, dar a spus, domnule, e deja vândută. Cine a cumpărat-o, m-am interesat eu, și a spus un director de la IMGB. Director la IMGB, în anii 2000, vreo 80 și ceva de mii de dolari, erau bani frumoși la vremea aia, nu vorbeau românii de milioane cum vorbesc astăzi. Și am făcut simplu o legătură între faptul că IMGB-ul a fost vândut cu 400 de mii de dolari, atenție, cu 400 de mii de dolari, da? În condițiile în care doar o presă, erau patru în Europa, una era la noi cumpărată de Ceaușescu, costaseră 6 milioane de dolari. Numai presa aia. Și tot IMGB-ul a fost vândut cu 400 de mii de dolari. Exemplar, așa s-a întâmplat peste tot. A fost nimicită economia românească și suntem astăzi slugile celor de afară. Asta se întâmplă și ăia comandă toate lucrurile astea. Și cine face ceva pentru țara asta, trebuie dat la o parte. Trebuie oameni care stau în genunchi, care lasă capul plecat și care nu mai vorbesc nici despre națiunea română, nici despre culturalismul românesc, nici despre tradițiile și rădăcinile acestui popor. Trebuie să fim așa o frunză în vânt ca să facă aia ce vor cu noi. Din păcate, asta am ajuns. Galabute nu este prima de acest gen pe care fostul președinte al Federației Române de Box a organizat-o. Tu de ce crezi că s-a dorit înlăturarea Elenei Udrea? Elena Udrea a fost... Și ea a fost o țintă a războiului acesta extern despre care vorbești tu sau pur și simplu o miză politică internă? Miză politică internă cu ramificații la nivel extern, pentru că ea a fost una din componentele principale ale unui nucleu de putere care a condus această țară pentru mulți ani. Da?
A spus-o dumneai lucrul ăsta, l-a spus dânsa chiar. Ea a trebuit înlăturată, nu neapărat înlăturată, cât mai degrabă acaparată, anihilată, și prin intermediul ei trebuia să se ajungă la președinte, la Băsescu. Într-una dintre cele patru încercări de a smulge de la mine un denunț mincinos împotriva Elenei Udrea, a fost și o situație în care mi s-a cerut să vorbesc și despre Traian Băsescu. Eu, nefiind un intim al oamenilor ăstora, dar era bun acolo la dosar, probabil, da? Apropo de asta, vedeți că ies dosare după 10 ani. Cum s-a născut ideea acestei gale de box? Lucian Bute a ajuns în Canada datorită mie. Eu i-am negociat plecarea acolo, eu m-am interesat de asta, eu am făcut demersurile necesare. Și de-a lungul timpului am ținut legătura cu el, în perioada în care nimeni nu știa nimic despre Lucian Bute. Era un sportiv, în sfârșit, și aici îl promovasem, așa. După care el a ajuns campion mondial. Eu am fost și la meciul la care a ieșit campion mondial, am avut o relație foarte bună cu el. Și după aia au început performanțele lui. Eu eram președintele Federației Române de Box. Și el, la vremea respectivă, cum astăzi Simona Halep este sportiva cu care România, în activitate, cu care România se mândrește și toți ne mândrim cu ea, așa era Lucian Bute atunci. Era sportivul exemplar al României. Și am spus, dom'le, de ce boxează Lucian peste tot, dar în România nu boxează? Când el este român, dar nu știu, și el avea tricolorul permanent, nu? Așa, și am spus, peste ani o să întrebe lumea, dumneavoastră, dar cine a fost la federație? Cine era conducătorul boxului românesc? Era unul Obrejo, și ăla ce a făcut ca să-l aducă pe Bute? Păi n-a făcut nimic. Păi un nenorocit, că așa sunt ăștia care nu fac nimic, nu? Dar sunt mai nenorociți când fac. Și am început demersurile, da? Să îl avem pe Lucian Bute într-un meci în România. A fost scandalul. Chiar și în Senat s-a discutat despre faptul că televiziunea română nu transmite meciurile în direct ale lui Lucian. Nu mai spun să boxeze în țară. Da? Și așa a fost și ideea de a face această gală în mecanismul de a se vinde publicitate, de a reprezenta un vector de imagine, l-am avut eu. Am avut-o eu această idee. De ce? Pentru că în 2009, și acum o să vezi că fac o paralelă și o să fie elocventă, cred eu, în 2009 am organizat o gală la sala polivalentă în care Adrian Diaconu a ieșit campion mondial la categoria semigrea. A fost acea sumă de bani pe care statul, atunci primăria capitalei, a plătit-o. Au fost aceleași mecanisme financiare care au funcționat, da? Pentru care n-am ajuns nici o secundă, nici măcar să fiu vreodată interogat. Au fost luate, într-adevăr, toate actele de către corpul de control al primului ministru atunci, după care nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că n-a fost nimic penal în toată povestea aia. Același lucru, mecanismul, vorbesc, a fost și aici, pentru că aveam deja experiență. Eu am organizat mai multe gale de box în țara asta, n-am organizat numai gala de Bute. Așa. Și, dar aici am ajuns la pușcărie, pentru că era Elena Udrea și pentru că v-am spus de ce. Da? Astea sunt diferențele dintre cele două. Rudel Obrejea a fost încarcerat prima dată în anul 2014. A fost luat pe sus de acasă din fața copiilor săi. Nu s-a așteptat niciodată să ajungă în postura de a-i se pune cătușe. Chiar din primul moment al arestării sale, i s-a cerut să facă un denunț mincinos la adresa Elenei Udrea. A refuzat și astfel a devenit indezirabil. Crezi că vei reuși să demonstrezi vreodată această înscenare? Da, sunt convins de asta. Sunt convins de asta pentru că oamenii ăștia nu știu cu cine s-au pus. Serios. Eu sunt un copil firesc. Nu sunt crescut cu pian în casă. Am copilărit în Ferentari. Începând de la 11 ani am plecat în cantonamente, am făcut 15 ani de sport de contact, de box. Viața și Dumnezeu m-au clădit puternic. Pentru mine lupta e o plăcere. Și mai ales atunci când, din felul meu de a fi, când am dreptate. Eu am dreptate în povestea asta și nu se poate. Am copii, am 3 copii. Și nu accept să-și bată cineva joc de ei. Scuze. Este singurul moment delicat pentru mine. Deci
Eu am datoria să lupt, să arăt care e adevărul. Și voi face lucrul ăsta. Nu se poate ca lucrurile să rămână așa. Nu se poate. Spuneam că oamenii ăștia nu știu cu cine s-au pus. Nu e amenințare, nici vorbă. Nu. Eu lupt ca să demonstrez adevărul, lupt ca să arăt că lucrurile nu au stat așa. Presa n-a fost interesată în acești 7 ani de zile să spună care e adevărul. Oamenii știu și astăzi că eu sunt arestat și condamnat pentru Gala Bute. E o minciună. Cum a reacționat familia? Cum a reacționat când a început toată povestea? Cum a reacționat în momentul foarte bine. Condamnării? Foarte bine, sora mea s-a prăpădit între timp. Însă, mi-e greu să vorbesc despre asta. Copiii ți-au reproșat ceva? Nu, am 2 copii mici, 8 și 5 ani. Și am pe fiica mea care are 29 de ani, și-a terminat doctoratul în drept internațional, în străinătate, toată școala ei e făcut afară, deci am un doctor în drept care spune, pentru că știe foarte bine dosarul, soția mea, familia mea au reacționat extraordinar. E de fapt și forța pe care o am. Dacă n-aveam familie, nu mai eram astăzi aici. Eram pe o plajă undeva. Eu sunt aici pentru că am familie. Am fost întrebat și spun asta. De ce n-am plecat? Era simplu. Eu am plecat, am tot plecat în toată perioada asta. M-am întors acasă. În primul rând pentru că am știut foarte clar că sunt nevinovat. De ce să fug? Pe de altă parte, aveam toate motivele să fug pentru că vedeam ce se întâmpla. Vedeam cum se măsluiesc probele și cum se manipulează toate lucrurile astea. Mie mi-a fost clar. Avocații mi-au spus, în cel mai rău caz vei lua cu suspendare. În cel mai rău caz. Despre cei care l-au judecat s-au scris nenumărate articole în presă și au făcut subiectul unor emisiuni TV. Cei către care s-a arătat cu degetul nu au avut însă nicio reacție. Mai crezi în justiția din România? Acesta e un termen vag. E un termen mult prea general ca să discutăm despre justiția din România. N-am cum să cred, pe de-o parte, sau mai bine spun, hai să spunem altfel. Am tot respectul pentru judecătorii onești în țara asta, pentru că ei există. Și oamenii ăștia sunt, pilonul fundamental al unei societăți sănătoase. Nu se poate, fără judecători onești, nu se poate merge mai departe. Dar nu pot să am respect și încredere când am văzut ce protocoale s-au făcut și încă n-am văzut tot. Există protocoale între serviciile de informații și înalta curte. Haideți că nu au semnat birourile și calculatoarele lucrurile alea. Sunt niște oameni care au făcut lucrul ăsta. Cine sunt acești oameni? Păi haideți să-ți mai spun ceva, Adriana. În dosarul meu Eu am cerut această expertiză despre care vorbesc, da? Mi-a fost respinsă la fond, am spus ok, hai să facem la apel încă o cerere, că vedem dacă ne va fi admisă. Și la completul de 5, îmi pare tare rău că nu mi-amintesc numele judecătoarei, unul din cei 5 din complet, o doamnă judecător, repet, nu mi-amintesc numele dumnei ei, dar mulțumesc că și-a făcut datoria, nu pentru mine. A făcut opinia separată și a spus foarte clar și a fundamentat-o foarte bine și a spus că e normal să se facă această expertiză. Ce s-a întâmplat? La termenul următor a fost scoasă din complet și a dus Ionuț Matei. Ionuț Matei, despre care toată presa vorbește că este omul sistemului și este securistul principal alături de Șelaru și de cine mai e pe acolo.
Da? Pentru că asta se le spune presa, nu le spun eu. Eu n-am de unde, că nu-l stau după coada lor să văd ce nenorociri fac oamenii ăștia. L-au adus pe Ionuț Matei în complet. Ionuț Matei, despre care Elena Udrea a spus cu un an în urmă declarațiile ei la Comisia SRI că era de față atunci când Florian Coldea l-a recomandat pentru vicepreședinția în altei curți pe Ionuț Matei, afirmând că este omul nostru, al lor, nu al nostru. Da? Elena Udrea era de față când acest lucru s-a petrecut, în condițiile în care Ionuț Matei, la momentul ăla, n-a nicio treabă cu completul nostru. Noi eram încă la fond. Da? Elena Udrea a cerut ca acest om să fie recuzat din complet, să-l fi văzut cum făcea prin complet. În momentul în care era cererea de recuzare, n-a avut, aș spune, bunul simț, aș spune onoarea, dar nu poți să vorbești despre așa ceva cu acești oameni, că ăștia sunt niște ticăloși, ăștia nu sunt oameni, n-au onoare. Eu, dacă eram, mă ridicam în picioare și spuneam, pentru că există, planează această suspiciune, în numele înaltei curți, fac pasul înapoi, îi las pe oamenii ăștia să fie judecați de cineva în care au încredere deplină. Nu, a rămas în complet și l-a coordonat și l-a făcut fix așa cum trebuie. Da? A simțit tot timpul că ceva este neregulă. Tot timpul i s-a părut că se vrea cu orice chip condamnarea sa și a Elenei Udrea. Încă din anul 2014 a realizat că face parte dintr-un joc. A aflat de protocoalele dintre SRI și justiție înainte de a fi condamnat. Chiar președintele Băsescu a ieșit public și a spus că este în posesia unui document strict secret care vizează dosarul Galabute. A vorbit despre un mecanism folosit de DNA și SRI prin care se ajungea la politicieni. Rudel Obrejea este convins că este victima unui astfel de protocol. Oamenii încearcă să facă ceva aici cu ei. Dar ce să mai faci cu ăștia? Că nu prea mai ai șanse. Ar trebui, eu mă amintesc când eram copil, dacă două zile lipseam de la școală, a treia zi bătea cineva la ușă și spunea, ce-i cu copilul ăsta? Ce-i cu el? De ce n-a venit la școală? Păi astăzi copiii sunt lăsați de izbeliște. Și de aici se trage toată seva acestor infractori care apar aici și îi pun pe oamenii ăștia să-i educe pe ea. Păi ce să facă oamenii ăștia, domnule? Faceți, mă, frate, ceva cu... că sunt o grămadă de programe, că tocați o mulțime de bani, milioane și sute de milioane ale poporului ăsta. Faceți ceva, luați copiii, educați-i, dați-le niște posibilități când ies de aici. Oamenii ăștia încearcă să educe. Eu ce-am văzut pe aici, să chinuie oamenii cu analfabeți, cu oameni care abar n-au înțeleg pe unde sunt, ei nu văd decât infracțiuni. Și așa să chinuie cu ei, să-i educe. Și pleacă pe poartă, că oamenii ăștia n-au ce să le mai facă după ce pleacă pe poartă. Nu? Unde să duc oamenii ăștia? O zi, două, până îi se face foame, că după aia se întoarce aici. Rudel Obrejea a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Este încarcerat în pușcăria de la Rahova. Nu-l sperie detenția. De ce crezi că nu se dorește să se facă ordine? Păi, când eram eu mai mic, erau niște romani care spuneau divide et impera, nu? De asta. Pentru că acolo unde e haos, cei mințile limpezi fac ce vor. Acolo unde există popor educat, acolo unde există oameni care înțeleg foarte bine ce se petrece, oamenii au întrebări, da? Numai boii consecvent, spunea Socrate, da? Oamenii luminați au întrebări și întreabă, dar de ce se întâmplă? Dar de ce plătim gazele de nu știu câte ori la francezi? Da? Ne l-au trimis pe Cioloș acum, l-am văzut. Ăsta n-are servici. De când nu mai e prim-ministru, n-are servici. Omul ăsta nu muncește. Vezi, conducă România. Da? Deci, asta se întâmplă în țara asta. Ce așteptări ai în ceea ce privește, nu știu, viitorul tău? Cum te vezi după închisoare? Eu prea mult nu prea am de stat pe aici. Pentru că, repet, eu mă voi supune regulilor care sunt aici. N-am absolut niciun fel de intenție să fac nici măcar musca care zboară pe-n cameră să fie deranjată. N-am niciun interes în sensul ăsta. Voi începe să ies la muncă, așa cum se spune. Îmi voi face pedeapsa așa cât va fi. Timp în care lucrăm și avocații afară și eu lucrez, eu scriu toată ziua, legat de asta și de tot ce s-a întâmplat. Aștept să se încheie această poveste când instanța va decide lucrul ăsta, după care trebuie să-mi reiau viața mea,
personal, cu copiii mei, să duc înainte ceea ce eu am menire să fac pentru țara asta și pentru copiii mei și pentru mine. Nu voi abandona deloc, dimpotrivă. Pentru mine asta a fost un examen care mă înrăiește, pentru că tot așa e o vorbă veche, ce nu te omoară, te întărește. Deci n-am nicio problemă. Și pe mine nu mă pune la pământ nimic. Nicio fără de lege, niciun fel de manevră de-a lor nu reușește să mă doboare. Nu reușește. Eu era Terminator, nu? Încă îi mai rămăsese mâna aia și tot se mai mișca. Așa, pentru lucrurile bune, pentru lucrurile pozitive pentru țara asta. Eu n-am să încetez niciodată să lupt pentru aceste idealuri, pentru că sunt ale mele, cred în ele. Ce vei munci aici? Ce cred posibilități că, ai? Nu știu, am fost la comisie, mi-au dat o variantă, deocamdată n-am apucat să ies la muncă, sunt mai multe opțiuni, să vedem. În momentul în care se va întâmpla, atunci voi... O să fac ce o să spună oamenii ăștia că trebuie să fac. Nu? Așa o să fac. Nu e nimic. Deocamdată fac sport, avem posibilitatea și ieșim la sport o oră pe zi, o altă oră pe zi ieșim la aer. În cameră condițiile sunt atât cât se poate ele să fie. Suntem deocamdată 6 persoane în cameră. Asta e capacitatea penitenciarului. De mâncat mâncăm uneori și ce ni se oferă, alteori mâncăm și ce avem de acasă. Dormim bine? Eu dorm bine. Unul mai sforă, altul să mai uită la televizor. Câți colegi de cameră ai? Poftim? Câți colegi de cameră ai? Încă 5. Suntem 6. Nu s-a gândit niciodată să fugă din țară. Vrea să-și demonstreze nevinovăția. Vrea acest lucru pentru copiii săi și pentru tot trecutul său sportiv. Ai un mesaj pentru judecătorii care te-au adus aici? Da, mesajul a fost dat în mod deschis și am spus Dumnezeu e sus și lucrurile se vor judeca la un moment dat și pentru ei. Din punctul meu de vedere, ei sunt unelte ale unui sistem, da? Ar trebui să se gândească că nu sunt niște mecanici la o mașină și au greșit să-i schimbe plăcuțele sau, nu știu, au pus altele tot așa stricate. Sau mai știu eu de la agricultură că au greșit cantitatea de îngrășământ sau nu știu ce. Oamenii ăștia distrug familii, distrug destine, distrug cariere. Eu sunt un om căruia i-a fost terfelită imaginea și cariera și toată munca mea. Și am făcut multe pentru țara asta. Multe. Multe, enorm de multe. Multe dintre ele nu le pot spune niciodată și o să mă duc cu ele înainte. Pentru că așa se întâmplă, așa trebuie să faci. Faci pentru țara ta și pentru ăștia ai tăi conaționalităi. Când ai fost condamnat și ai ieșit de la Înalta Curte, ai avut un mesaj, ai zis că o să vă arăt eu când voi ieși. La ce te-ai referit? La asta m-am referit. O să vă arăt că nu este adevărat. Nu, n-am amenințat pe nimeni, că n-am eu ce să... Da. Nu mai trăim în evul mediu să ne facem singuri dreptate la modul să-l apuc pe vreunul de gât și să... Poate că mi-a venit și asta, da, îți vine că... Da. Dar sunt un om civilizat, sunt un om educat, nu mă apuc să fac așa ceva, nici vorba de asta. Dar o să vreau să demonstrez care este adevărul, după care oamenii să judece cine sunt eu. Repet, nu pot accepta și nu sper să mai am, nu știu, vreo 20-30 de ani de trăit, timp în care să am posibilitatea să arăt care e adevărul. Nu pot să plec de pe lumea asta și să las copiii mei cu stigmatul ăsta pe mine. Asta nu o să fac, indiferent. Și dacă ajung sărac lipit, nu că aș fi vreun bogat, dar și dacă tot o să fac. Pentru că eu cred că adevărul ne eliberează, nu? Dacă vom ști adevărul, atunci putem să o luăm de la capăt. Altfel, trăim în minciună în continuare. Gândiți-vă că trăim într-o minciună în continuare. Sunt oameni care ne spun una la televizor și alta se întâmplă de fapt. Da? Sunt oameni care stau la înălțimea funcțiilor lor și decid pentru țara asta. Și decid în mod rău pentru țara asta. Și noi avem de suferit. De ce românul are salariul de batjocoră? De ce are un belgian de 5-7 ori mai mare salariu decât românul? Păi are Belgia ce are România? Sau Luxemburg? Sau mai știu eu ce alte țări? Asta e o țară extrem de bogată. De ce? Pentru că își bat joc aia și pentru că nu avem lideri. Adriana, eu am făcut parte din Federația Mondială de Box. Am fost între cei 3 care luau decizii pentru Federația Mondială. Eu știu foarte bine cum se întâmplă. Mecanismele sunt aceleași. Da?
Eu am fost acolo și am luptat pentru țara mea. Asta ar trebui să fie cei care... Și aici vina principală au serviciile de informații, care n-au construit oameni sau i-au construit pentru interesele lor proprii. Oamenii trebuie să meargă în străinătate, acolo unde se împart bucatele la masa aia și să știe cum să se facă plăcut și util țării. La mine era așa. Unuia îi plac ceasurile, da? Altul îi plac ce să distreze, altul nu știu ce. Și așa am ajuns, fără niciun fel de ajutor din țară. M-am dus la X și Y și le-am spus, haideți că fac pentru România lucrurile astea, haideți ajutați-mă. Nu s-a întâmplat nimic. Am făcut eu pe... Așa trebuie făcut și acolo. Și atunci când stai la masa bogaților, poți să pui și tu condiții. Poți să spui și tu că să se facă altfel pentru țara asta. Bun, nu am fi noi buricul pământului România. Nu am fi buricul pământului. Dar oricum, domnule, hai să luați voi 51%, să luăm și noi 49%. Că sunteți voi mari și aveți voi instrumentele toate la îndemână. Păi astăzi noi luăm 3%, nu? Cât luăm noi? 3% din tot ce avem noi, luăm 3%, restul iau șmecheri ăștia de pe afară. De ce? Vina nu e a lor. Vina nu e a lor, vina e a noastră. Noi suntem lași și proști și nu facem ce trebuie să facem. Puțin dintre cei care urmăresc acum această emisiune își mai amintesc de titlurile lui Rudel Obrejă. Pentru foarte puțini români, el este cel care a realizat primul knockout din istoria boxului amator. Pentru mulți, este doar condamnatul din dosarul Galabută. Pentru copiii săi și pentru țara în care s-a născut, Rudel Obrejă nu va renunța vreodată să arate lumii adevărul. Dacă este vinovat sau nu, rămâne ca Rudel Obrejă să demonstreze. Până una alta, justiția are de răspuns la multe întrebări privind dosarul Galabute. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.